Bună, dragii mei! Bine vă găsesc! O nouă citire și o nouă săptămână. Intrăm în săptămâna aceasta, a patra din 2022, săptămâna angajamentelor. Mă uit aici, pe calendarul nostru motivațional, pentru că este important să ne asumăm angajamente și să ne asumăm responsabilitatea fiecare în locul în care noi suntem, pentru că despre asta este vorba. În momentul în care noi nu mai dăm vina, în momentul în care noi nu mai găsim tot felul de scuze, în momentul acela lucrurile încep să se miște în direcția potrivită pentru fiecare dintre noi. Da? Pentru că eu atunci când mă asum responsabilitatea, primești și călăuzire pentru ceea ce eu am de făcut. În momentul în care dau vina, în momentul în care îmi găsesc scuze, în momentul acela pasez responsabilitatea, nu mai sunt în conexiune divină și nu primesc răspunsuri. Asta dacă vă întrebați oare de ce eu sunt în ceață, de ce nu primesc mesaje, de ce uh, nu știu ce am de făcut, pentru că nu Îți asum responsabilitatea. Deci fiecare dintre noi, în momentul în care ne asumăm responsabilitatea, dar ne conectăm, da? este ca și când ne băgăm în priză, da? ne conectăm la sursă și primim răspunsurile pe care noi uh, le căutăm. Deci, asumarea responsabilității este extrem de importantă. Energia care este acum este o energie destul de. Greu de dus, da, pentru că ne pune la încercare toate rezistențele, ne pune la încercare uh, tot ceea ce am amânat până acum și ne cam scutură, da, și ne împinge să facem lucrurile. Pe care le avem de făcut, pe care cumva le-am primit ca însărcinare. Apropo de tot ce înseamnă angajament, am primit da, ce avem de făcut și noi, da, găsim tot felul de scuze, noi refuzăm, da, să mergem înainte și nu poate pentru că ni se pare greu și ni se pare, a, poate nu sunt eu încă pregătit sau pregătită, a, poate. Uh, uh, îți spui cine sunt eu să fac chestia asta. Deci avem tot felul de astfel de mesaje uh, care ne scot cumva din zona aia de confort zona aia în care ne credem mici, mărunți, nu ești important, dar ești acea picătură din ocean uh, care este necesară pentru a mișca energia. Deci uh, energia mea, energia ta, toate energiile se strâng împreună, ne conectăm și putem să mișcăm lucrurile. Și cumva suntem mult mai responsabili în acest moment pentru tot ceea ce se întâmplă, adică conștienți că responsabil am fost tot timpul. Suntem mult mai conștienți de impactul pe care noi putem să-l avem, de ce putem să facem fiecare și dacă fiecare ne-a face bucățica lucrurile, s-ar desfășura, să zic, într-un cu totul și cu totul alt sens. Și pentru că v-am tot povestit că mi-am cumpărat tot felul de cărți oracol, da, uh, astăzi o să lucrez cu uh, acest uh, set, se numește Oracle of the Seven Energy, da, este a lui Colette Byron Reed, îmi place foarte mult colette, are o altă energie, dar e foarte faină și am avut norocul să, să o întâlnesc. Deci, Oracolul celor șapte energii, să vedem ce uh, ne anunță acest oracol ce ne spun îngerii, uitați-vă ce frumos curcubeu aia aici pe spate ca și design, ce ne spun îngerii pentru această săptămână 24-30 ianuarie, da, în 24 avem sărbătoare, da, ziua Unirii, ziua Principatelor Române și în data de 30, deci duminică, sărbătorim Sfinții Trei Ierarhi. Ca să vă spun și ce sărbători și uh, ce mai sărbătorim în această săptămână. Ia să vedem care este energia acestei săptămâni și cu ce începem noi. Da, cartea aceasta ne transmite că este un moment extraordinar pentru vindecarea inimii. Este o perioadă în care este extrem de important să coborăm din minte în inimă, să ne centrăm aici în inimă și e esențial să aliniem toate acțiunile cu energia iubirii. Nu neapărat că ne pregătim să intrăm în tot ce înseamnă uh, luna iubirii, pentru că noi trebuie să fim în această energie a iubirii, trebuie. E important, ar fi uh, esențial să ne aliniem cu toții cu această energie a iubirii, și vorbesc aici de o iubire. Uh, divină de o iubire pe care uh, nu oferă să știți animalele mai degrabă decât știm noi să o oferim ca și ființe. Deci uh, să ne punem intenția în această săptămână, da, 24-30 ianuarie să vindecăm tot ce ține de bloc, tot ce avem blocat pe energia asta iubirii. Toate rezistențele, tot ce mă împiedică pe mine să iubesc, să conștientizez da această energie a iubirii, toate fricile care mă împiedică pe mine să fiu în această energie a iubirii să iasă la suprafață spre a fi vindecate. Da, poate să fie o intenție extraordinară pentru această săptămână. Bun! Și să vedem care este provocarea acestei uh, săptămâni. Provocarea acestei săptămâni ține foarte mult de a găsi acele motive care ne aduc bucurie. Noi, în momentul în care ne conectăm cu această energie a iubirii, pot să iasă la suprafață toate lucrurile care ne fac pe noi nefericiți, toate aspectele care. Poate să iasă acea suferință, da? Gândiți-vă că este ca și când dăm drumul la un robinet. Și în momentul în care ne punem această intenție da, de a vindeca această energie a iubirii, poți să iasă la suprafață da tot felul de energii stătute, tot felul de blocaje și pentru a putea să gestionăm toată această energie mult mai eficient, trebuie să găsim, ok, bun, în ce mă ancorez eu, care sunt motivele mele de bucurie, da? acum se curăță ceva, acum este un detox al inimii în loc să zic, aoleu, ce iasă, ia uite, am mai conștientizat aia, din cauza aia am ajuns eu aici, dar binecuvântez tot ce iasă la suprafață, mă bucur, da? găsesc toate acele motive care mi-aduc bucurie și știu că este un proces care poate să fie neplăcut, da? Pentru moment, dar care ne va ajuta pe termen lung, da? adică să găsim acele motive, să ne ancorăm în acea energie și în rezultat. da, Suntem într-un proces și ajungem da la un rezultat final care ne va place, da? care ne va duce acea vindecare și ne va duce ceea ce noi um, cumva um, așteptăm, ceea ce noi uh, cerem. Și ceea ce este potrivit pentru noi nu neapărat ceea ce credem, atenție, dar este o diferență. Și să vedem unde ne duce energia acestei săptămâni la culegerea de roade, asta ni se transmite, adică dacă vom rămâne în acest proces, da, vom culege roade la final. Chiar dacă nu este un proces care să fie foarte ușor de dus, să ni se transmite, să ne gândim că, da, adică nu poți să cultivi acum copacul, mărul, da, și să te duci mâine și să zici gata, deci acum iau merele și o să mă bucur și nu. Trebuie să ai răbdare, deci este și un proces care necesită răbdare. Ce mi se transmite este că acest proces începe acum, da, este un proces care începe în acest moment, dar nu înseamnă că roadele le vom culege uh, săptămâna aceasta care vine, uh, ci vom culege roade pe măsură ce acest proces de vindecare a inimii îl integrăm în viața noastră. Deci, dacă eu vindec un anumit obstacol, încet, încet, da, mă pregătesc și o să culeg uh, roadele. Apoi vindec un alt obstacol, vindec o altă limitare și voi culege, uh, poate, un alt fruct, da? Adică să începem acest proces, avem încredere, răbdare în tot ceea ce înseamnă această energie a vindecării inimii, pentru că, din punctul meu de vedere. Uh, da, suntem deja în el, în acest proces, acum îl conștientizăm mult mai mult și acum ne putem duce atenția acolo, însă va dura uh, cel puțin, da, prin, uh, până pe, prin 2024, pentru că avem multe, multe, multe condiționări da? și încet, încet ne vom decondiționa Vom da drumul acelor condiționări și vom ajunge, da, să fim mult mai conștienți de partea noastră divină și mai puțin să dăm atât de multă importanță aspectului acesta material, dacă ăsta este un mesaj care ni se tot transmite de atâta vreme. Sper că v-au plăcut cărțile acestea. Ia să vedem acum din cărțile mele, da pe care le vom reedita curând și o să vă anunț când le avem din nou pe cadouri pozitive. Însă nu uitați, aveți uh, cardurile Arhanghelului Gabriel pe cadouri pozitive, aveți cărțile de tarot cu îngeri. Deci încă aveți și alte cărți Oracle Plus, alte minunății și în curând o să mai aducem statuete și bețișoare pentru că știu că le așteptați. Ia să vedem în această săptămână, 24-30 ianuarie, care dintre Arhanghel mai vine alături de noi? Ia uitați-l, cine mai vine aici? Vine Gabriel, care ne spune în această săptămână să avem grijă și de copilul nostru interior, care ne transmite da, în această săptămână și vă reamintesc, da, accesul la tot ce înseamnă energia iubirii se face mult mai ușor prin copilul nostru interior. Și nu uitați că aveți toate atelierele, am terminat toate atelierele cu arhetipurile copiilor, pentru că sunt mai mulți, le puteți achiziționa de pe site, da, de pe deleamureșan.ro la shop, da, puteți să achiziționați acolo toate aceste ateliere și să lucrați cu această energie dar aspectelor copiilor care distorsionează energia copilului pur din noi și avem nevoie să-i acordăm atenție. Și nu uitați că avem și urmează, dar atelierele, primul va fi atelierul cu arhetipul tatălui și apoi arhetipul mamei, pe care îl va, îl cred că ca tatăl îl avem pe 7 februarie și. Mama, o să o avem pe 8 martie, dar sunt uh, foarte importante aceste arhetipuri pentru că intrăm foarte mult în tot ce înseamnă rănile legate de uh, mama și rănile legate de tata și ce înseamnă da, uh, toate aceste aspecte și cum am putea să, ni, să le vedem sau să le vindecăm în așa măsură înc încât ele să nu vinde, să nu împiedice vindecarea noastră și parcursul nostru, să zic, legat de tot ce avem noi aici de făcut. Da? Și între 10 și 13 martie vă aștept la Sarmi Segetuza, am lansat tabăra, va fi o tabără minunată ca de obicei, așa că deja au început să se înscrie lumea, sunt puține locuri, însă vă aștept cu mare, mare, mare drag. nici nu știu, cred că este a 13-a, 14-a tabără pe care o facem acolo și de aștept acum să văd în energia asta nouă, a 2022, cum, cum se vor așeza lucrurile, pentru că este și trebuie să recunoașteți și voi că s-a schimbat un pic vibe-ul, s-a schimbat energia și suntem extrem de conectați la tot ceea ce înseamnă esența noastră divină și nu ni se mai permite să ne pierdem așa iurea prin tot felul de bălării, pentru că da, ne-a sosit timpul să ne asumăm și să facem ce avem noi de făcut. Așa că vă aștept cu mare, mare, mare drag. Cei care m-ați întrebat de comunitate, am închis porțile, dar vă puteți înscrie pe lista de așteptare. Și o să vă anunț când când vom mai deschide, să zic, porțile. Atenție pentru cei de pe lista de așteptare, o să fac mai multe, adică o să dau drumul nu oficial, ci doar celor care sunt pe listă. Deci, dacă vrei să fii în cadrul comunității noastre, pentru că acolo o să facem workshop speciale, am mesaje speciale pentru, pentru, cei din comunitate, Înscriete te pe listă, pentru că eu voi da drumul din când în când doar pentru cei pe listă și public doar o dată la ceva timp, da? O să văd cum sunt inspirată legat și de acest lucru. Deci înscriete te pe lista de așteptare și te voi anunța da, când o să mai deschidem porțile să faci parte din această comunitate, foarte faină chemarea îngerilor unde lucrăm împreună și da, am mesaje speciale acolo pentru voi. Eu vă mulțumesc tare, tare mult, scânteia divină din mine, salută scânteia divină din tine și ne vedem și săptămâna viitoare, vă îmbrățișez cu tot dragul, vă pup!